data 29 mai a avut loc ședința ordinară pe luna mai a Consiliului Local Caracal. Vă invităm să urmăriți prima parte a desfășurării ședinței. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ați fost convocați astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Caracal de către domnul primar al municipiului prin dispoziția 747 din 23.05.2014. Sunt prezenți toți consilierii, quorumul este întrunit pentru ca ședința să se desfășoare în condiții de legalitate. Președinte de ședință este domnul consilier Radu Ilin, căruia îi dau cuvânt. Bună ziua! Astăzi avem o ordine de zi pe care am să dau cuvântul domnului primar să o citească cu 19 proiecte la care s-au suplimentat încă 5 proiecte. Urgență, da. Vă rog să citiți, domnule. Bună ziua! Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea. Proiect de hotărâre numărul 130 din 20.05.2014 referitor la încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier a domnului Dumitrescu Cristian, prezintă domnul consilier Bujor Vasile. Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Spătaru Marin, membru PDL, prezintă domnul secretar al municipiului Viorel Rădescu. Modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 22.06.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, prezintă domnul secretar al municipiului Viorel Rădescu. Proiect de hotărâre numărul 114 referitor la încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal numărul 166 din 23.12.2013 și numărul 48 din 2014, precum și aprobarea încadrării pe zone fiscale a terenurilor din intragranul și extragranul municipiului Caracal, prezintă domnul consilier Bondrescu Ion Lucian. Proiect de hotărâre numărul 117 referitor la aprobarea tarifelor pentru plata manoperei unor acțiuni și lucrări de asistență sanitar-veterinare practicate în cadrul clinicii sanitar-veterinare Caracal, prezintă domnul consilier Gătan Ilie. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cotei de cofinanțare și a contribuției solicitantului la cheltuielile neeligibile din bugetul Consiliului Local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiții Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în municipiul Caracal, prezintă domnul consilier Gătan Ilie. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea listei definitive a solicitanților care au acces la locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiul Caracal destinate închirierii pentru tineri în vârstă de până la 35 de ani în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuințelor în anul 2014, prezintă domnul consilier Bujor Vasile. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite din fondurile ANL rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal în anul 2014, prezintă domnul consilier Bujor Vasile. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea drepturilor bănești aferente cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna aprilie 2014, prezintă domnul consilier Ștefănescu Zmarandache Nicolae. Proiect de hotărâre referitor la completarea HL numărul 154 din 27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare-debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim județean-interjudețean, precum și a denumirii acestora, prezintă domnul consilier Bujor Vasile. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor teren intravilan în suprafață de 1612,23 m² și a construcțiilor cu destinație locuințe situate în Caracal, strada Negru Vodă, numărul 15, județul Olt, imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Caracal, precum și acordarea unui drept de preemțiune la cumpărarea acestor imobile în favoarea Ministerului Culturii și a Cultelor, conform prevederilor legii 422 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prezintă domnul consilier Bondrescu Ion Lucian și domnul consilier Bujor Vasile. Proiect de hotărâre referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 48 m² și aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, strada Aleea Castanilor, la sud de blocul E7, județul Olt, prezintă domnul consilier Gătan Ilie. Domnilor consilier, vă rog eu frumos, dacă aveți ceva de discutat în particular. Proiect de hotărâre referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect
Terenul intravilan în suprafață de 12 metri pătrați și aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, strada Ian Cujianu, la nord de școala gimnazială numărul 2, de Suolt, prezintă domnul consilier Gâtan Ilie. Proiect de hotărâre numărul 129 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 6 metri pătrați și aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, strada Ian Cujianu, la nord de școala gimnazială numărul 2, județ Suolt, prezintă domnul consilier Gâtan Ilie. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 9101 metri pătrați situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Carpați numărul 116, modificării și completării intravilanului domeniului public-privat al municipiului Caracal, intabulării și înscrierii în cartea funciară a celor două loturi, rezultate prezintă domnul consilier Bondrescu. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară la 31.03.2014 prezintă domnul consilier Gâtan Ilie. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014 prezintă domnul consilier Gâtan Ilie. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea transmiterii în folosință gratuită către SCCS distribuție sau unor active fixe capacități energetice din investiția extindere rețea joasă tensiune și luna public strada Trandafirilor și Mărțișorului municipiul Caracal, județul, în vederea furnizării de energie electrică prezintă domnul consilier Bujor Vasile. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea documentațiilor de urbanism, planul urbanistic de detaliu și a regulamentului local de urbanism pentru obiectivul amenajare, bază de agrement și alimentație publică din municipiul Caracal, strada General Maghiero, numărul 110-114, beneficiar SC Viodor, companii SRL, prezintă domnul Bondrescu Ion Lucian. Și propun completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre referitor la rezilierea contractului de concesiune numărul 5047 din 21.06.1999, prelungit prin act adițional numărul 6513 din 16.06.2009, încheiat cu SC Igoe S.A. Caracal, începând cu data de 1.06.2014, precum și împuternicirea primarului municipiului Caracal de a desemna prin dispoziție Comisia de repartizare a bunurilor ce au fost utilizate în derularea contractului de concesiune numărul 5047 din 21.06.1999, prezintă domnul director Tudor Cătălin. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contractului de administrare a societății ADPP, încheiat cu domnul Negreanu Gheorghiță Dănuț, prezintă domnul director Tudor Cătălin. Proiect de hotărâre referitor la extinderea domeniului de activitate al societății ADPP Caracal SRL cu sediu în Caracal, strada Biblia numărul 4, prezintă domnul director Tudor Cătălin. Proiect de hotărâre referitor la delegarea serviciului public de salubrizare al municipiului Caracal către societatea ADPP Caracal cu sediu în Caracal, strada Alea Biblia numărul 4, având ca unic acționar municipiul Caracal, prezintă domnul Tudor Cătălin. Proiect de hotărâre referitor la delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Caracal către SCADPP Caracal cu sediu în Caracal, strada Alea Biblia numărul 4, prezintă domnul director Tudor Cătălin. Și ultimul punct, întrebări, informații și interpelări. Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi propusă de către... Da, domnule Axel. Am și o întrebare, ca să discutăm numărul proiectelor, de ce sunt așa sărite? 127, 141? Asta discutăm. Pentru că ordinea lor de înregistrare în registru, pentru că le au anumite ordine, da? Unele au fost făcute mai devreme și înregistrate, altele au fost ulterior și de aceea au o anumită. Deci până la urmă nu contează ordinea. Ordinea este cea propusă de către domnul primar și cu această ocazie îi mulțumim. A fost harnic 24 de proiecte în luna mai făcute de către, propuse de către domnul primar. Le supun la vot ordinea de zi cu suplimentările cerute de către domnul primar. În unanimitate, 19 voturi pentru... Nimic împotrivă, nimic. O să intervin un singur, da. 10 secunde, 20 secunde. După primele trei proiecte pe care o să le votați sau nu o să le votați în funcție de doleanțele dumneavoastră, pentru că e într-adevăr o situație de urgență, propun ca de la proiectul 4 să inserăm proiectele care sunt la completare, adică cele care se referă strict la ADPP Caracal. Deci, după proiectul 3,
să introducem acestea, pentru că restul, chiar dacă nu le finalizăm până la depunerea de coroane, putem să le retragem și să le băgăm luna viitoare. Mulțumesc. Da, domnul primar, fără niciun fel de problemă. Sunteți de acord? Da. Sunt de acord. Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei Juridice, domnul Bujor Vasile, să prezinte primul proiect. Comisia pentru Activități Juridice, Disciplină, Muncă și Protecție Socială cere sesizări întrunite în data de 23.05.2014 în temeiul articolului 54 aliniat 4 și aliniat 5 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, a analizat proiectul de hotărâre intitulat. Înainte de a da citire la acest raport de aviz, vreau să pun întrebarea lui domnul secretar dacă s-a prezentat acea adresă care a fost solicitată de către Comisia de Juridică. Atunci vă propun, n-are sens discutarea acestui proiect. Condiția esențială pentru a discuta acest proiect de hotărâre a fost ca până astăzi de dimineață să se prezinte de către domnul consilier local Dumitrescu Cristian o hotărâre de suspendare a deciziei de excludere din partid. Da, și care problemă? N-a prezentat-o, proiectul trebuie să intre pe o discuție. Am înțeles. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Deci, proiectul de hotărâre intitulat Încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Dumitrescu Cristian. Acest proiect de hotărâre a fost înaintat de către domnul primar al municipiului Caracal. În urma discuțiilor purtate s-a constatat că se întrunesc normele legale a acestui proiect de hotărâre. În urma votului în comisie au fost 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, cu acea precizare pe care v-am spus-o. Adică până la ședința în plen a Consiliului Local, domnul Dumitrescu Cristian să aducă o hotărâre de suspendare a deciziei de excludere din partid. În urma acestor discuții, Comisia Juridică propune ca acest proiect de hotărâre să fie discutat în plenul ședinței Consiliului Local. Legat de acest proiect, dacă aveți ceva observații, domnul Dumitrescu. Domnule primar, microfonul. Domnule primar, doamnă și domnilor consilieri. Din actele depuse de dumneavoastră și de mine pentru a fi studiate de domnii consilieri, rezultă fără niciun dubiu că eu nu mă aflu încă în situația prevăzută de articolul 9, aliniatul 2, litera H și indice 1, din OG 393/2014, ordonanța de guvern. Spun aceasta pentru că, în conformitate cu articolul 11 al acelui act normativ, în cazurile prevăzute de articolul 9, litera E și H, inclusiv H și indice 1, se vacantează locul consilierului înainte de expirarea perioadei legale, numai după rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești. În situația prevăzută de articolul 9, litera H și indice 1, consilierul este eliberat din funcție după ce a fost dat afară din partid. Această sancțiune poate fi contestată la Comisia de Etică și Litigii Județeană, Comisia Națională, iar în urma deciziei Curții Constituționale numărul 530 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial la numărul 23 din 13.1.2014, decizia de excludere din partid este atacabilă și la instanțele judecătorești, și numai în urma unei hotărâri judecătorești definitivă, decizia de excludere își produce efectul. Eu am demonstrat și vă demonstrez și dumneavoastră, domnilor consilieri, că am contestat în conformitate cu legea civilă decizia numărul 1 din 2014 a CCL-ul la judecătoria Caracal. Asta înseamnă că decizia de excludere a mea nu este definitivă și, ca urmare, dumneavoastră încălcați legea dacă luați în considerare o decizie a CCL-PDL care nu este definitivă. În situația în care veți hotărâ că, prin votul dumneavoastră, vacantarea locului de consilier pe care eu îl ocup în prezent, mă văd nevoit să sesizez organele în legătură cu fapta de abuz în serviciu săvârșită prin care prin încălcarea dispozițiilor legale în vigoare
vor să pună bine mai cu factorii de decizie suspuși. Cu ocazia acestei ședințe, dumneavoastră, nu numai că luați la cunoștință de situația existentă în legătură cu excluderea mea, dar sunteți obligați să hotărâți prin vot dacă se vacantează sau nu postul de consilier pe care eu îl ocup, iar aceasta fiind vorba de o sarcină de serviciu care vă revine ca și consilier și răspundeți de toate abuzurile săvârșite prin respectarea legii în vigoare. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, v-am ascultat punctul noastră de vedere. Aș vrea să dăm cuvântul domnului secretar, poate ne dă un răspuns legat de acest lucru. Da, discuțiile au fost și în Comisia Juridică pe tema asta. Este, domnul consilier își are punctul dânsului de vedere. Punctul de vedere pe care l-am eu este însușit și este același punct de vedere și al instituției prefectului. Punct de vedere pe care l-am înaintat Comisiei Juridice și care, voi fi foarte scurt, voi extrage din el doar atât, vă facem cunoscut că, raportat la prevederile mai sus menționate, aveți obligația, repet, obligația, de a întocmi referatul constatator, iar în prima ședință ordinară a Consiliului Local să se ia act de situația apărută și prin hotărâre să se constate încetarea de drept a calității de consilier local al domnului Dumitrescu Cristian. Deci vreau să spun că dumneavoastră luați act de ceea ce a spus de adresa PDL-ului, da? Dumneavoastră nu hotărâți, doar luați act de acest lucru, printr-o hotărâre, evident, de vacantare a postului. Evident, însă, o altă motivare, am explicat-o și domnului Cristian și în plenul ședinței de comisie juridică, la fel cum a zis și prefectura, domnul consilier are posibilitatea să se adreseze instanței de contencios. Legiuitorul i-a dat acest drept, nu este niciun abuz nici din partea mea, nici a domnului primar, nici a dumneavoastră și nici a prefecturii. Are un drept legal recunoscut prin lege să se adreseze instanței de contencios în termen de 10 zile de când îi vom înainta hotărârea. Instanța se pronunță, i-am solicitat ca, dacă dânsul solicită instanței de contencios suspendarea acestui act administrativ emis de dumneavoastră, atunci încetează și dânsul revine pe funcția avută până se pronunță instanța. Legal, ea trebuie să se pronunțe în 30 de zile. Se pronunță în 30 de zile, anulează hotărârea dumneavoastră, constată că este legală sau nu și am terminat povestea. Este, deci, nu știu de ce atâta tevatură. Asta este punctul de vedere, nu numai al meu, ați văzut, am dat citire și adresei. Domnule secretar. Domnul consilier, v-ați exprimat punctul de vedere, lăsați Consiliul Local să hotărească ce are de hotărât. Am înțeles. Deci am ascultat părerile și ale dumneavoastră și părerile domnului secretar și întrucât domnul primar își susține în continuare proiectul, n-am altceva de făcut decât să supun la vot. Stai să ne înțelegem, nu susțin eu proiectul. Da, este obligația legală transmisă de forul superior, din punct de vedere juridic, este impusă secretarului comisiei. În cazul în care secretarul comisiei nu aducea pe ordinea de zi acest proiect astăzi, dânsul avea următorul pas de făcut, intra în comisia de analiză, să zic așa, de disciplină de la prefectură. Domnule primar, domnul secretar este garantul legii. Iar eu deci îmi susțin... V-am rugat frumos, v-ați spus punctul de vedere, toată lumea, ați văzut, are niște voturi în Comisia Juridică, lăsați Consiliul Local să hotărească pro sau contra. Da. Păi deci spune și supunem la vot, domnilor consilieri, cine este pentru? Voturi. Se abține. Deci 4 inși ne abținem. Și... Erai cu mâna sus. 5 abțineri și... 5 abțineri. Domnul secretar, aveți perfectă dreptate că Partidul Democrat Liberal, care a transmis această înlocuire prin excluderea domnului Dumitrescu și prin impunerea sau transmiterea ca următorul pe listă, așa cum este normal, pe care participând la alegerile din 2012, domnul Spătaru după domnul Dumitrescu și validat de partid, părerea mea că noi nu putem pune întrebări de ce partidul a ales pe X sau pe Y.
De ce partidul ne-a transmis nouă, dacă a transmis acele documente legale cerând validarea domnului Spătaru? Noi nu știm în ce raport se găsește domnul Dumitrescu cu partidul, dacă a făcut sesizare, dacă nu a făcut, dacă a avut contestații. Cel care e vinovat, vă rog frumos, eu nu v-am întrebat pe dumneavoastră, cel care e vinovat va răspunde fața legii. Cel care se crede că e lezat are posibilitatea să atace conticios. Și mai mult, nu vreau să invocăm acel document al prefecturii Olt, pentru că prefectura Olt, la un moment dat, chiar a forțat Consiliul Local cu alt nume, încălcând legea. Și domnul secretar, vă rog frumos să informați Consiliul Local ce s-a întâmplat atunci. Deci, înainte de a fi schimbat domnul Dumitrescu, PDL-ul a propus altă persoană, încălcând legea, încercând forțarea legii de către secretar și de către primar, inclusiv de comisia de validare. De ce? De ce? Pentru că legea 67 era încălcată flagrant. Iar prefectura și-a permis, fără să analizeze legea, să emită un act normativ. Vă rog frumos, domnule secretar, spuneți sau dați citire actului normativ în fața Consiliului Local. Vă mulțumesc. Domnul consilier, n-am înțeles, până la urmă, votul dumneavoastră care este? Domnul președinte, dumneavoastră faceți ce credeți dumneavoastră că sunteți președinte. Eu mi-am spus un punct de vedere. Pentru a se cunoaște în Consiliul Local... Deci, dumneavoastră v-a spus un punct de vedere după ce ați votat, da? Asta v-am întrebat. Domnule consilier, eu am votat legalitatea. Dumneavoastră a spus o prostie acolo că domnul primar susține acel proiect. Nu, este obligat prin lege ca secretarul și primarul să, la prima ședință ordinară, să-i ducă pe ordine de zi. Domnul consilier, vă rog să nu jigniți persoanele de față. În primul rând, domnul primar a supus ordinea de zi pe care a propus-o domnul primar. Să ne înțelegem. O să dea domnul secretar și răspunsul pe care l-a solicitat domnul consilier. Haideți să nu intrăm în polemici care nu și-au rostul. Polemici, domnul primar, trebuie să fie Consiliul Local să fie informat de prostia care se putea face acum 2 de zi. Și mi-asum responsabilitatea cuvintelor. E vorba de, vă spun eu pe scurt, ca să nu mai tot caut în vraful de hârtie, că am avut un întreg război cu PDL-ul pe care noi, din punctul nostru de vedere legal, l-am apărat atâta timp cât s-a putut. În sensul că nu se putea impune un consilier, nu dau numele, pe poziția 6, cu toate că am mai avut discuții cu adresa PDL-ului, nu putea un consilier care era, din punctul nostru de vedere, înaintea domnului Cristi, să vină să ocupe locul. În conformitate cu legea, se spunea foarte clar, se putea vacanta locul domnului consilier și putea să-l ocupe unul care se află după poziția 17, Cristi, nu? Pe 17 ai fost, da? Ideea este că eu sunt membru PDL. Asta e, ți-am mai explicat, ți-am explicat și termenul lor. Dar e foarte bine, tu ai dreptul, fix cum a spus și prefectura și cum ți-am explicat și noi, te duci în contencios după ce primești hotărârea și o ataci în 10 zile. Vii cu suspendarea, revii pe postul de consilier, până atunci n-are rost să discutăm prea mult pe tema asta. Noi nu, Consiliul Local, primăria, nu intră în lupta internă a PDL-ului, din punctul meu de vedere, orice act normativ, așa și spune, nu trebuie tratat decât ca atare, ca o adresă oficială, iar treburile interne de partid și vi le rezolvați acolo. Înseamnă că cine votează și a să mă răspund. Da. Asta este situația, deci chiar nu putem să ne amestecăm în treburile PDL-ului. Fiecare și-a exprimat părerea la... Trecem la punctul numărul 2, validarea mandatului de consilier al domnului Spătaru Marin. Prin decizia numărul 5 din 23.04.2014, Partidul Democrat Liberal Olt înaintează Consiliul Local decizia prin care, cu unanimitate de voturi, s-a aprobat numirea în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al domnului Spătaru Marin, aflat pe poziția 20 în lista PDL, în locul domnului Dumitrescu Cristian, căruia i s-a restras, aflat pe poziția 16, căruia i s-a restras sprijinul politic și a fost exclus din rândurile membrilor PDL. De asemenea, se face mențiunea că membrii de pe pozițiile 17, 18, 19 nu au îndeplinit condițiile statutare, în acest sens, după cum urmează, domnul Firănescu a fost și-a înaintat demisia, domnul Baș
a fost radiat din rândurile PDL și domnul Buligai de asemenea a fost radiată din rândurile PNL printr-o decizie. În acest sens, rog Comisia de Validare să se retragă pentru a întocmi procesul verbal și a analiza documentația. Comisia de Validare a luat în discuție și a analizat cererea organizației județene a PDL numărul 60 din 23-a, precum și lista de consilieri locali depusă de organizația municipală Caracal la lege din 2012 și a constatat că persoanele care erau înscrise în poziția 17, 18 și 19, adică între domnul Cristian Dumitrescu și domnul Spătaru Marian, nu mai fac parte din Partidul Democrat Liberal, dar apare o problemă. Din decizia pe care a înaintat-o organizația județeană OLT, nu rezultă în mod expres, așa cum prevede legea 215, apartenența la partid a domnului Spătaru Marin. În acest caz, Comisia consideră necesar ca PDL OLT să precizeze în mod expres dacă domnul Spătaru Marin este membru PDL. În unanimitate de voturi, Comisia a luat această hotărâre. Deci, având în vedere punctul de vedere al Comisiei de Validare, procedura se suspendă până când domnul Spătaru PDL-ul va înainta printr-o adresă oficială Consiliului Local, în mod expres, că la ora actuală sunteți membru PDL. Chiar dacă sunteți în listă, Comisia a solicitat să se prevadă în mod expres să confirmați. Cu cât confirmați mai repede, cu atât se clarifică într-un fel aspect. La următoarea ședință, sigur, nu mai mult. Continuăm înainte de a intra pe ordinea de zi. Supun atenției dumneavoastră procesul verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din 14-a. Dacă sunt obiecțiuni, completări pe marginea lui, dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc. De asemenea, supun atenției dumneavoastră și procesul verbal încheiat în data de 30-a 2014 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local, dacă sunt completări pe marginea lui. Dacă nu, cine este pentru, vă mulțumesc. Deci, la dorințele domnului primar, am dorit să trecem la proiectul 20, 21, 22, 23 și 24. Deci, proiectul 20, dăm cuvântul domnului director Tudor Cătălin Ionuț pentru proiectul 141. Bună ziua! Aș dori să supun atenție Consiliului Local proiectul de hotărâre numărul 141 referitor la rezilierea contractului de concesiune numărul 5047-21-6 pe 1999, prelungit prin act adițional numărul 6513 din 16-6-2009, încheiat cu SCE Igor S.A. Caracal, începând cu data de 1-6-2014, precum și împuternicirea domnului primar al municipiului Caracal, de a desemna prin dispoziție comisia de repartizare a bunurilor ce au fost utilizate în derularea contractului de concesiune, mai devreme amintit. Aș vrea să fac o singură precizare aici. Contractul de concesiune a avut ca obiect prestarea serviciilor de captare, transport și distribuție a apei potabile, canalizare și epurare, ape uzate și meteorice, transport și distribuție energie termică, salubrizare urbană, întreținere spații verzi, sere, parcuri, activități, prestări servicii, reparații și întreținere administrare a fondului locativ, cimitire și a bunurilor proprietate publică aferente acestui serviciu. Voi face o scurtă prezentare. Prin încheierea de ședință din 9-12-2013, pronunțată de Tribunalul OLT în dosarul civil numărul 92/104/2006 și menținută prin respingerea recursului formulat de către Consiliul Local și respectiv de către SCIGUSA, conform deciziei 285/2004 din data de 22-5-2014, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, s-a dispus intrarea în faliment a SCIGUSA Caracal, aceasta aflându-se astfel în imposibilitatea de a presta serviciile concesionate și de a respecta clauzele contractuale. Fapt pentru care considerăm că sunt întrunite condițiile de formă și de conținut, pentru care propunem adoptarea în plenul Consiliului Local a proiectului de hotărâre referitor la rezilierea contractului de concesiune. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe proiectul acesta? Da? Poftiți, domnul consilier?
Cum se stabilește suma concesiunii? Suma concesiunii, sau? Nu e vorba de sumă, e vorba de concesiune ca servicii. Contractul de concesiune. Și care e redevență? Da, Cristi. E vorba de patrimoniu de domeniu public și privat care se mută de la SCI GOP alimentară către ADPP. Deci nu e vorba de sumă, e vorba de bunurile din domeniul public și privat care au fost concesionate până pe data de 3 iunie 2014 societății SCI GOSA, datorită declarării falimentului la Curtea de Apel, greșesc, da, așa, acum va trebui să, printr-o comisie pe care o voi dispune, că asta e rolul executivului, da, dispunem constituirea unei comisii care se ocupă de inventarierea și primirea și predarea de la SCIGO și predarea către ADPP a domeniului public și privat pe noul contract de concesiune. Nu e vorba de sume. Concesiunea serviciilor, serviciilor. Concesiune, da. Deci concesiunea, așa, se, așa e termenul, contractul de concesiune. Sunt alte observații legate de proiect? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la următorul proiect, proiectul 142. Domnul director Cătălin, vă rog. Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contractului de administrare a societății ADPP Caracal, încheiat cu domnul Negreanu Gheorghiță Dănuță. În conformitate cu prevederile articolului 18 din actul constitutiv al societății ADPP Caracal, drepturile, obligații și responsabilitățile administratorului vor fi stabilite prin contract de administrare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Caracal. Potrivit prevederilor articolului 2009 din legea 287/2009, codul civil, mandatul este contract prin care o parte numită mandatar se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celelalte părți numite mandatar. În vederea respectării prevederilor legii 31/1990, legea societăților comerciale, cât și respectării prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 176 din 2013, se impune aprobarea în plenul Consiliului Local a contractul de administrare a societății ADPP Caracal de către Consiliul Local al Municipiului Caracal. Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale de fond și de formă. Sunt discuții pe baza acestui proiect? Da, domnul Cristi? Am văzut că la articolul să primesc o remunerație în quantum de... Nu trebuie să quantum de, că de asta vreau ca să vedem dacă sunt discuții. Este vorba de acela salariu pe care îl are la ora actuală la SCIGO. Da? De 7.250 brut. Deci nu vă ascund și știți foarte bine, scrie în proiectul anterior, întâmpinarea făcută, la expunerea făcută, că noi am încercat, chiar și eu am semnat acea întâmpinare, solicitam ca IGO să-și desfășoare în continuare activitatea pentru că avea dreptul să facă acele servicii, întrucât nu s-a putut, acum trebuie neapărat o firmă care să preia aceste activități și să le desfășoare. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Zero. Următorul proiect, proiectul numărul 143, tot domnul director, vă rog frumos. Proiectul de hotărâre referitor la extinderea domeniului de activitate al societății ADPP Caracal SRL cu sediul în Caracal, alea Bibian numărul 4. Având în vedere faptul că aceste servicii publice vor fi preluate către SCI ADPP Caracal SRL, se impune extinderea domeniilor de activitate a acestuia cu includerea de noi codurile CAEN care sunt expuse în proiectul de hotărâre. Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale de formă și de fond, drept pentru care propunem adoptarea în plenul Consiliului Local al proiectului. Dacă sunt observații pe proiectul
Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Zero. Următorul proiect, proiectul 144, tot domnul director Tudor, vă rog. Proiectul de hotărâre 144 referitor la delegarea Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Caraca către Societatea ADPP Caraca SRL, cu sediu în Caraca, Alea Bibian numărul 4, având ca unic acționar Municipiul Caraca. Așa cum am precizat și mai devreme, având în vedere faptul că începând cu luna iunie 2014 încetează contractul de concesiune încheiat între Municipiul Caraca și SCI Iguesa, ce a avut ca obiect delegarea unor servicii de utilități publice, printre care Serviciul Public de Salubrizare, se impune delegarea acestui serviciu către noua societate a Consiliului Local al Municipiului Caraca. Dacă sunt obiecții legate la acest proiect, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Deci, nu, înainte, încerc scuze, înainte de a supune la vot, comportă discuția articolul 5 și dumneavoastră să aprobați nivelul redevenței. El este propus între 1 și 3. Actualul administrator și-a exprimat dorința că ar fi indicat undeva în jurul la 1,5, 3 ar fi prea mult, 1 ar fi prea puțin. Și, de asemenea, la articolul 6, tarifele pe care urmează să le practice sunt stabilite la nivelul 2012, însă au considerat că ar fi indicat să fie actualizate cu rata inflației, care s-ar duce la un 20% sau 15%, cam așa actualizarea lor. Bineînțeles că ulterior probabil vor veni cu un proiect de hotărâre prin care le vom face concret, dar am zis repede să mergem pe tarifele din 2012 actualizate. Să înțeleg asta ca informare, pentru că... Nu. Aici n-avem cum între unul stabilit dacă scoatem rata inflației sau nu, ca nivel de tarife sau și între... Da. Actualizate că peste tot, conform legii. Bun, atunci o lăsăm. Deci treaba cu rata inflației conform legii și totul se raportează și se indexează cu rata inflației, rămâne să stabilim care e cota redevenței între 1 și 3%. Deci stabilim acum? Da. Radu, deci... eu propun de 2% să fie redevența. Este mobilizatoare și pentru administrator. Deci domnul consilier Flora a propus 2%. Mai e altă propunere? Dacă nu, supun la vot cota de 2%. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Eu vreau să propun 1,5. Că trebuie să ne gândim puțin, că până la urmă e societatea Consiliului Local. Singurul acționar e Consiliul Local. E ca și când ne-am furat singur căciula. Adică 2% e chiar mult din punctul meu de vedere. Fac așa, domnul consilier, da, mergeți pe 2%, n-avem nimic împotrivă, da. Deci eu zic să, dacă asta este propunerea, s-a votat sub forma asta, rămâne 2%. Domnul președinte, dar uitați-vă și la noi acum. După ce se termină de votat, deci, uitați-vă și la noi, am dat voie celor care vor să spună ceva și au probleme legate de proiectul respectiv să poată să vorbească. Dacă s-a votat deja, după aceea iar cereți cuvântul. Păi nu, următorul proiect e proiectul 145, tot domnul director Cătălin. Proiectul numărul 145, referitor la delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Caraca către ADPP Caraca SRL, cu sediu în Caraca, Alea Bibian numărul 4. Și în această situație trebuie avut în vedere faptul că începând cu luna iunie 2014 încetează contractul de concesiune încheiat cu SCI Iguesa, astfel impunându-se delegarea acestui servicii și acestui servicii către noua societate, respectiv ADPP Caraca SRL. Și aici ar fi câteva precizări de făcut. La articolul 5, tarifele vor fi practicate de către ADPP Caraca pentru desfășurarea activităților delegate prevăzute la articolul 1. Vor fi aprobate în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de delegare prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caraca. Legat de acest proiect aveți obiecțiuni? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu? Deci mai este timp, domnul primar, putem să... Acum luăm ordinea de zi. Deci... Rămân la 114. Da, 114. Deci proiectul 114, dăm cuvântul domnului Bondrescu Lucian.
Comisia pentru Activități de Amenajare a Teritoriului Urban, Agricultură, Protecția Mediului și Turism, întâlnită în data de 22.05.2014, a analizat proiectul privind încetarea aplicabilității HCL, hotărârii de Consiliul Local Municipiul Caracal numărul 166 din 23.12.2013 și numărul 48 din 2014, precum și aprobarea încadrării pe zone fiscale a terenului de intravilanul și extravilanul Municipiul Caracal. Proiectul se încadrează în prevederile legii 215 pe 2001. Membrii Comisiei analizează proiectul și propun discuții în plenul Consiliului. Situația voturilor a fost următorul: 10 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. Vă rog, legat de acest proiect 114, sunt ceva obiecțiuni? Dacă nu, se pun la voci. Da, domnul secretar, spuneți. Deci, pe marginea acestui proiect, în urma discuțiilor avute și pe partea economică și compartimentul de IT care administrează baza de date, mi s-a sugerat ca să supun atenției dumneavoastră completarea acestui proiect cu un articol dintr-o ordonanță de urgență dată de Guvernul României, care a modificat codul fiscal în 2010 și prin care, atunci când vor exista diferențe de impozite rezultate în urma aplicării vechii hotărâri de Consiliu, pentru anul fiscal 2014, termenul de plată a diferențelor de impozit, așa cum este citesc din ordonanță, de fapt, termenul de plată a diferențelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei hotărâri de Consiliu să se ducă la, să fie 31 anua 2014, deci să nu li se calculeze la oameni penalități majorări. Deci termenul de plată să-l prelungim cu până în anul 2014. Ordonanța de urgență, vechea ordonanță, a prelungit până la 31 decembrie 2010. Dacă vreți, prelungim și noi până la 31 decembrie 2014. Dar s-ar impune completarea cu această... Deci articol. Sunteți de acord cu data de 31 anul 2014? Supunem la vot. Cine este pentru data de 31 anul 2014? Sau 30? 30. 30 anul 2014. Deci s-a adoptat data de 30. Acum proiectul în sine. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Trecem la proiectul 117. Dăm cuvântul domnului președinte de comisie, domnul Gătan Ilie. Vă rog, domnul Gătan. Comisia pentru Activități Economico-Financiare, întrunită în data de 22.05.2014, în temeiul articolului 54, aliniat 4 și aliniat 5, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a analizat proiectul de hotărâre ce privește aprobarea tarifelor pentru plata manoperei unor acțiuni și lucrări de asistență sanitar-veterinară practicate în cadrul Clinicii Sanitar-Veterinare Caracal. Proiectul de hotărâre a fost înaintat de primarul municipiului Caracal. Comisia a constatat că proiectul respectă prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile legii numărul 215/2001 privind administrația. Comisia a analizat proiectul, a fost supus la vot. Au fost 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre, Comisia propune să fie discutat în plenul Consiliului Local. Vă mulțumesc. Sunt obiecțiuni legate de acest proiect? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Proiectul numărul 118. Dau cuvântul tot domnului Gătan Ilie. Comisia pentru Activități Economico-Financiare a luat în discuție proiectul de hotărâre ce privește aprobarea cotei de cofinanțare și a contribuției solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru obiectivul de investiții Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Caracal. Proiectul de hotărâre a fost înaintat de primarul Municipiului Caracal. Comisia a constatat că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale. Membrii Comisiei au procedat la vot, au fost 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. Pentru considerentele mai sus arătate, Comisia propune ca proiectul de hotărâre să fie supus plenului Consiliului Local. Vă mulțumesc. Sunt obiecțiuni la acest proiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nimeni.
Trecem la următorul proiect, 119. Domnul Bujor Vasile, vă rog. Comisia pentru Activități Juridice, Disciplină, Muncă și Protecție Socială cere sesizări. A analizat proiectul de hotărâre înaintat de către primarul municipiului Caracal, prezentat la punctul numărul 7. Comisia a constatat că acest proiect de hotărâre respectă toate prevederile legale. În urma votului s-a constatat 9 voturi pentru, 0 contra, 0 abțineri și propune ca acest proiect de hotărâre să fie discutat în plenul ședinței Consiliului Local. Mulțumim, domnul Bujor. Sunt ceva obiecțiuni la acest proiect? Dacă nu, supunem la vot. Întrucât va fi... Următorul. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Nu? Trecem la următorul proiect. Proiectul numărul 120. Domnul Bujor Vasile, vă rog. Comisia pentru Activități Juridice, Disciplină în Muncă și Protecție Socială cere sesizări. A analizat proiectul de hotărâre prezentat la punctul numărul 8, care a fost înaintat de către primarul municipiului Caracal. În urma discuțiilor s-a constatat respectarea prevederilor legale și propune ca acest proiect să fie discutat în plenul ședinței Consiliului Local, având 9 voturi pentru, 0 contra, 0 abțineri. Vă rog să votați și să puneți în cutie voturile noastre. Rezultatul votului este următorul. Pentru doamna Dulea Nicoleta și Stanciu, doamna Dulea Nicoleta și Stanciu Maria, sunt 18 voturi pentru, iar domnul Androne Iulian are 17 voturi pentru și 1 împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Mulțumim. Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 121. Dăm cuvântul domnului șef de comisie, domnul Ștefănescu Smarandache. Vă rog, domnul. Comisia pentru Activități Sociale, Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate, Sport, Familie și Protecția Copilului s-a întrunit în ziua și a dezbătut proiectul de hotărâre numit aprobarea drepturilor bănești aferente cadrului didactice și a persoanei didactice auxiliar care solicită de contare cheltuielilor de deplasare din localitatea de reședință la locul de muncă și la locul de muncă în localitatea de reședință pentru 1 aprilie 2014. Proiectul a fost înaintat de primarul municipiului Caracal, a întrunit condițiile legale, iar comisia a propus cu 8 voturi pentru, 0 voturi contra și 0 voturi abținere ca proiectul de hotărâre să fie discutat în plenul Consiliului Local. Sunt obiecțiuni la acest proiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu? Trece la următorul proiect, proiectul 122. Dăm cuvântul domnului președinte de comisie, domnul Bujor Vasile. Vă rog, domnul Bujor. Comisia pentru Activități Juridice, Disciplină, Muncă și Protecție Socială cere sesizări. A analizat proiectul de hotărâre de pe poziția numărul 10, care a fost înaintat de către primarul municipiului Caracal. În urma discuțiilor s-a constatat îndeplinirea prevederilor legale. S-a votat 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și s-a solicitat hotărârea Consiliului Local care stabilește stațiile de taxe din municipiul Caracal. S-a prezentat această hotărâre și comisia propune ca acest raport, acest proiect de hotărâre să fie discutat în plenul ședinței Consiliului Local. Dacă sunt ceva observații legate la acest proiect, da, domnul Bujor, vă rog. O singură observație este, trebuie actualizat acest proiect, care este din anul 2008 și nu corespunde, pentru că noi am adoptat o hotărâre a Consiliului Local cu numărul de locuri de taxiuri și s-a prezentat cifra de 135, dacă nu mă înșel, și pe lista, pe această hotărâre de Consiliu nu sunt decât, sunt mai puține. Deci solicit actualizarea numărului de locuri de taxiuri și a stațiilor de taxiuri. Domnul secretar, vă rog. Deci obiectul hotărârii, proiectului de hotărâre pe care noi îl aveți în față, vizează însă stațiile de îmbarcare-debarcare. Problema ridicată vis-a-vis de actualizarea stațiilor de taxi este tot o altă problemă și, sigur, ea poate să facă obiectul unui proiect ulterior. Da, este adevărat
Și să nu uităm, legat de stațiile de taxi, trebuie văzut care este acum numărul de locuitori, pentru că fixarea numărul de taxiuri și stațiile se fac și ele în funcție de numărul de locuitori. Deci am înțeles că pe 1 iulie se va adopta clar, în urma recensământului făcut, numărul de locuitori pe care îl are fiecare localitate. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Nu. Următorul proiect, numărul 123, dăm cuvântul domnului Bondrescu Lucian și domnului Bujor Vasile. Care vreți să prezentați proiectul? Domnul Lucian, ca dumneavoastră spre Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism, întâlnită în data de 22.05.2014, a luat în discuție proiectul ce se referă la aprobarea vânzării prin licitație publică a imobililor terenii intravilane în suprafață de 1612,23 m² și construcțiile cu destinație de locuință situate în Caracal, strada Negru Vodă, numărul 15, județul Olt, imobile ce aparțin domeniul privat al municipiului Caracal, precum și acordarea unui drept de preemțiune la cumpărarea acestor imobile în favoarea Ministerului Culturii și Culturilor, conform prevederii legii numărul 422/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare. Proiectul se cadrează în prevederea legii 215/2001 și legii 427/2001. Membrii comisiei au analizat proiectul depus, rezultatul voturilor fiind 10 voturi pentru, 10 voturi contra, 0 abțineri. Pentru consiliul mai sus, comisia a avizat proiectul de hotărâre și propune să fie discutat în plenul consiliului local. Domnul Bujor, raportul aviz, spuneți și noastră, ce a hotărât comisia? Comisia pentru activități juridice, disciplină, muncă și protecție socială cere sesizări, a analizat proiectul de hotărâre de la poziția numărul 11, care a fost înaintat de către primarul municipiului Caracal. Comisia a constatat că se respectă normele legale, s-a votat 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 contra și avizează că acest proiect de hotărâre să fie discutat în plenul ședinței Consiliului Local. Mulțumim, văd că s-a discutat în două comisii, sunt ceva obiecțiuni la acest proiect? Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Abțineri, împotriva? Trecem la următorul proiect, numărul 128. Dăm cuvântul domnului Gătan Ilie. Vă rog, domnul Gătan. Comisia pentru Activități Economico-Financiare a luat în discuție proiectul de hotărâre intitulat Însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 48 m² ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, strada Alea Castanilor, la sud de blocul IET 7, județul Olt. Proiectul de hotărâre a fost înaintat de primarul municipiului Caracal. Comisia a constatat că acest proiect de hotărâre se încadrează în prevederile legale, nu are de făcut obiecții sau observații, motiv pentru care proiectul este supus discuției Consiliului Local. Vă mulțumesc! Același proiect la 129, da? Spuneți. Da, spuneți. Mai votarea o să facem pe fiecare în parte, deci cred că nu mai e nevoie să prezint. Păi nu, deci spuneți despre ce este vorba, da. Următorul și votăm. Deci în următorul proiect este vorba de însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 12 m² și aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, strada Iancu Jianu, la nord de școala gimnazială numărul 2, județul Olt. Și acest proiect a fost aprobat de comisie și următorul proiect se referă la însușirea raportului de evaluare având ca obiect terenul intravilan în suprafață de 6 m² ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, strada Iancu Jianu, la nord de școala gimnazială numărul 2, județul Olt. La fel, comisia nu are de făcut observații să obiecțiuni. Da. Rog să fie supus Consiliul Local spre aprobare. Sunt ceva obiecțiuni la aceste proiecte? Dacă nu, supunem la vot. Pentru cei 12 m², cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Pentru cei 6 m², următorul proiect, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu. Trece la următorul proiect. Bun, trecem și pe ăla. Deci supunem la vot atunci, da? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu? Trecem la proiectul numărul 131. Dăm cuvântul domnului Bondrescu Lucian. Da, spuneți, domnule. Înainte de a da citire raportului aviz, semnalez un posibil conflict de interese și mă voi abține de la deliberări și de la procesul de votare.
A, aveți... Da. Consemnăm, vom consemna în procesul verbal punctul noastră de vedere, sigur. Da, da, domnul Lucian, vă rog. Comisia pentru Activități de Amenajare a Teritoriului, Reprezentanța Agricultură, Protecția Mediului și Turism, întâlnită în data de 22.05.2014, a luat în discuție proiectul ce se referă la aprobarea dezmembrării imobilului teren supravață de 9.101 metri pătrați, situat intravenal în municipiului Caraca, strada Carpat numărul 16, modificări și completări inventarul domeniului public, privat și municipiul Caraca, în tabulări și înscriere în cartea funciară a celor două loturi rezultate. Proiectul se cadrează în prevederile legii 215/2000. Membrii comisiei au analizat proiectul depus, rezultatul votului fiind următorul: 10 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. Pentru că zilele de mai sus, comisia a avizat proiectul și propune discutarea în plenul Consiliului Local. Sunt ceva obiecțiuni la acest proiect? Deci, în afară de conflictul de interese semnalat de domnul Ștefărescu, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Deci, 18. Pentru, abțineri, împotrivă, nu, trece la următorul proiect, proiectul numărul 16, proiectul 132, dă cuvântul domnului Gătan Ilie. Vă rog, domnul Gătan. Comisia pentru Activități Economico-Financiare a luat în discuție proiectul de hotărâre ce privește aprobarea contului de execuție bugetară la 31.03.2014. În urma discuțiilor purtate, Comisia a constatat că proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale. Comisia nu are de făcut obiecții sau observații. În urma votului au fost 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, motiv pentru care Comisia propune ca acest proiect de hotărâre să fie discutat în plenul Consiliului Local. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul Gătan. Sunt ceva obiecțiuni la acest proiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Trecem la următorul proiect, proiectul 134. Dăm cuvântul tot domnului Gătan Ilie. Vă rog, domnul Gătan. Mulțumesc. Comisia pentru Activități Economico-Financiare a luat în discuție proiectul de hotărâre ce privește aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuiele al municipiului Caracal pe anul 2014. În urma discuțiilor purtate, Comisia a constatat că proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale, s-a supus la vot, au fost 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. Comisia nu are de făcut observații sau obiecțiuni, motiv pentru care supune ca proiectul de hotărâre să fie discutat plenului Consiliului Local. Vă mulțumesc. Sunt ceva obiecțiuni la acest proiect? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Mulțumim. În unanimitate, trece la următorul proiect, proiectul pe care îl va prezenta, proiectul 135, îl prezintă domnul Bujor Vasile. Vă rog, domnul Bujor. Comisia pentru Activități Juridice, Disciplină, Muncă și Protecție Socială cere sesizări, a analizat proiectul de hotărâre de la poziția numărul 18. În urma analizei s-a constatat că se înturnesc normele legale. Acest proiect de hotărâre a fost înaintat de către primarul municipiului Caracal. În urma votului, 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, și avizează că acest proiect de hotărâre să fie discutat în plenul ședinței Consiliului Local. Mulțumim. La acest proiect avem ceva obiecțiuni? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Trece la următorul proiect, 135-6. Domnul Bondrescu Lucian, vă rog. Comisia pentru Activitatea Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Agricultură, Protecția Mediului și Turism, întâlnită data de 22 mai 2014, a analizat proiectul de hotărâre intitulat aprobarea documentațiilor de urbanism, planul urbanism de detaliu și regulamentul local de urbanism pentru obiectivul amenajare, bază de agrement și alimentație publică din municipiul Caraca, strada Gheorghe Maghiar, numărul 110-114, beneficiar SECE Viodor Companii SRL. Proiectul se cadrează în prevederile legii 215/2001. Membrii comisiei au analizat proiectul depus, rezultatul votului fiind 10 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. Pentru că de mai sus, comisia avizează proiectul de hotărâre și propune să fie discutat în plenul comisiei, în plenul Consiliului Local. Mulțumim. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru. Vă mulțumim. Și ultimul punct, legat de informări, întrebări, interpelări. Aveți? Propun ca acest punct să fie discutat în următoarea ședință a Consiliului Local. Domnul Alexe, vă rog.
Referitor la acest punct, asta vreau să zic și eu, dar n-am luat înainte domnul Bujor. Declarăm închisă ședința.